Joan, gata, bună seara și bine ați revenit cu tăna la profanat, probleme de matematică, la algebră și geometrie. Da, mai atât, deci ne-am apucat să rog de treabă, tot ce se dă cu la camere, ca să ne oftităm, că am mai pățit o mea așa. Da. Măi, pe Stoșii, tu ai sarcină la mine, ai sarcină la mine, ca să fii foarte atent la începutul lecții, și băi, nu s-a dat drumul la cameră, ce face? Stop! Și pentru că tu ești cel care spui, bună seara, bună ziua, sau și este acolo de spus, nu? Așadar, ne propune să rezolvăm moduri, ecuații cu moduri. De fapt, asta vreau să fac. Ecuații cu moduri. Cu moduri. Și, în primul exercițiu la făcut, când a fost un singur modul, și aici te-ai descurcat foarte bine, Ade, și ai spus că folosește 5 minus 2. Dar când avem o ecuație cu 2 moduri, sau 3 sau 4, lucrurile se complică. Trebuie să explicăm de fiecare parte. Și din ce știm definiția modulului, este așa. Modulul egal cu exact expresia aceea, practic pozitivă, și egal cu invers, semnul schimbat. Vreau să schimb semnul minus 2x plus 3 minus 2. Da. Dacă 2x minus 3 mai mic ca 0. Mai mic ca 0. Cum observăm, ne interesează, chiar spune, ne interesează semnul lui 2x minus 3. Adică, cuvinte, da? Ne interesează semnul lui 2x minus 3. Deci ne interesează semnul lui 2x minus 3. Adică să vedem după în ce zonă locuim pe x, rezultatul după locuire este un număr pozitiv, sau în ce zonă locuim pe x, rezultatul este un număr negativ. Asta e motivul. Deci ne interesează semnul. Pentru chestia asta, o să întocmesc așa zis tabel de variația semnului. X-ul e real. Noi căutăm X-ul ca un real. Deci vine de la minus infinit până la plus infinit. Da? Și 2X minus 3, care vreau să-i stabilim semnul, deci 2X minus 3, care îi stabilim semnul, e un moft al meu, semnul ăsta, e un moft. Mai trebuie pentru modul. E trebuie pentru modul, ca să știm când luăm 2X minus 3 și când luăm busea simpat. Deci nu e un moft. Este o nevoie urgentă, aș face asta. De aceea, 2x minus 3 luăm egal cu 0. 2x minus 3 egal cu 0. 2x minus 3 egal cu 0, 2x egal cu 3, 2x egal cu 3, rezultă de aici că x egal cu 3 pe 2. Deci x egal cu 3 pe 2. De la minus infinit la plus infinit, s-a aflut... Partea cu plus. S-a aflut undeva 0, hai să luăm așa. Adică, ca poziție, ca un număr casă, s-a aflut undeva 0. De aici la 0 în stânga să numele negative și o parte așa nu mai pozitive. Și noi cum avem 3 pe 2, punem și noi aici. 1,5. 3 pe 2 pe aici este undeva. Și în dreptul său, expresia asta cât este? Pozitiv. Pozitiv. Nu, este 0. Păi dacă mă gândi X cu cât de 2? Cu 3 pe 2, bine. 2 ori 3 pe 2 minus 3 pe 3 pe 3. Dar nu l-a obținut așa? Nu l-a obținut pe 3 pe 2 acolo? Da. Deci în dreptul 3 pe 2 este 0. Și cu ocazia asta, zona de la minus infinit la plus infinit a fost luată în două. O dată este intervalul ăsta și cu intervalul cealaltă. Deci pentru 2x minus 3 am două zone. Aici lor, în la 3 pe 2 și aici lor, la 3 pe 2 în comun.
Da, în partea stângă avem minus, 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 iar... De ce minus? De ce ai tu minus tot timpul? Luăm un bază. Din la minus e fie până la 3 pe 2. Și comod este să luăm pe 0. Și am gândit minusul 0 aici. 2, 0, 0, minus, minus 3. Ce fel de număr a rămas? Negativ. Negativ. Cum a rămas în 0, cum a devenit în 0, nu este orice alt punct. Hai să luăm pe minus 1. Dacă am luăm pe minus 1, ce ar veni? 2 ori minus 1? Minus 2. Și cu minus 3? Minus 5. Orice x aș lua apoi, aș lua apoi din zona asta, totdeauna, numai va apare negativ la mine. Asta înseamnă. Că orice x am dat, din zona de la minus infinit până la 3 pe 2, obțin numai numere negative. Iar de la 3 pe 2 încolo, numere pozitive. Numere pozitive. Așa nu, iar iau valoare pentru să te convinge. De aici. 5. 5. 5 ori 2, 10, minus 3, 7. Mă, pozitiv. Acum, la explicitare, ne interesa așa. Pe unde e negativ, îi schimbă cercul. Adică de la minus infinit la 3 pe 2, modul cu cine va fi egal? Cu asta. Cu minus 2 și plus 3. Da? Îi schimbăm ce nu. Fiind de ala, asta cum este? Negativă. Iar de la 3 pe 2 încolo, cum este la 3 pe 2? Pozitiv. Să rămână așa. Da. Foarte tare. Deci, ne ajută extraordinar de mult la explicitare. De-aia vă facem schemul ăsta. Mă interesează semnul că am nevoie urgent. Dedesubt. Și eu dau doi moduri, oricum. Care e expresia? Care înseamnă întrebarea asta? X plus 1. X plus 1. Ce fac din urmă? Pe X plus 1. Îl punem pe X 0. Nu. X plus 1 egal cu 0. Așa, anulă. Da. Da? Deci pe X plus 1 egal cu 0. X egal cu minus 1. Adică X egal cu minus 1. Pe acest minus 1 îl trec în tabelă, în poziția lui, ca număr pe anul de casă. A negativ. De ce? Hai să trec. Minus 1. În dreptul lui minus 1. În dreptul lui minus 1. 0. 0. X plus 1 este 0. Ce poți să ne convingi dacă partea stângă e tot timpul negativă? Să vedem. Vom urize în stânga lui minus 1. Minus 4. Minus 4, sigur, da. Este. Minus 4 plus 1? Minus 3. Deci, minus 6, pe timpul. Și plus? Plus 4 la capul. Și iată că zona de la minus infinit la plus infinit a fost fragmentată în 3 zone. Minus infinit minus 1. Minus 1 la 3 pe 2. Și la 3 la plus infinit. Și acum luăm pe fiecare interval. Cazul 3. Zicem, cazul 3. Care este cazul 3? Adică ce zonă? Minus infinit la... Sigur că da. X și de la minus infinit la minus 1. Deci cazul 3. Pentru X aparține de la minus infinit la minus 1. Ecuația asta de aici devine. Ecuația devine. Deci pentru X devine. Și dăm un ochi de primul modul. Minus 2X plus 3. Primul modul este negativ. Și când e negativ, schimbăm semnul. Deci minus 2X plus 3 devine minus 2X plus 3. 3 plus minus plus, stop, am găsit al doilea modul. Al doilea modul cum este? Da, negativ. Da. Minus X minus 1. Deci, minus X minus 1, da? Deci, cu deodată, da? Minus X minus 1. Plus minus 2. Egal cu 2. Dar rezultul de aici, acolo... Vezi, nu am moduri. Minus 3X. Sunt foarte fericit, nu am moduri. Mă descurc acum. Da? Minus 3X egal cu 2 minus 3 plus 1. Minus 4. Egal cu? Cum ai făcut? 3 minus 1, 2, plus 2, minus 2, 2 minus 2? 0.
0. Deci, brate, 3 minus 1? A, da, da, da. 2. Dus dincolo, e minus 2. 2 minus 2? 0. 0. X egal cu 0. Frecută, X egal cu 0. Ești fericit? Da. Nu mult. Da, nu. Trebuie să vedem dacă X-ul este de aici. Că noi X-ul ce ne-am spus în cazul ăsta. Este, e negativ. De la minus infinit până la minus 1. Nu e. Nu este. 0 nu aparține. Nu aparține de la minus infinit la minus 1. Rezultă că X egal cu 0 nu este soluție. Vreau să vă spun cum a sunat ieri un cetățean și eu eram așa neferit, mă prea mă lasă și îmi spune așa: vă mulțumesc din suflet, domnule profesor, pentru tot ceea ce faceți. Iar că nu am nicio deoarece special. Iar am stat doar dacă arată numai cu dumneavoastră. Lucrând de pe internet, toate lecțiile dumneavoastră. Deci, oameni care reușesc să facă chestia asta, urmând lecțiile aceste care fac zi de zi. M-am bucurat foarte mult, mi-a trecut durerea pe loc. Pentru că starea mea de bine este una pe care nu pot spune cuvinte, când simt că aduc bucurie în casele multora dintre cei care urmăresc lecțiile. M-am uitat, s-a ajuns uneori la 7-10 care urmăresc minim pe zi. S-a ajuns la 15 oameni care sunt continuu pe internet. Și ce păcat, mi-e trist sufletul sau pe inima mea suferă, pentru că nu se găsește cineva să vină de la tribut, spune, există prof online, avem o soluție. Voi sunteți cei care mă provocați să fac asta. Dar ar putea perispia toți vorbitori din limba română de oriunde ar fi din lume. Pentru matematica este unică. Limbajul matematic este același. Nu fac asta. De ce? Pentru că probabil industria asta, politicienii cu toți au și fiecare din ei au o soră profesoară, un frate, un nepot, o cumnată. Și atunci, ca să stea în picioare industria asta a meditațiilor, nu se vrea. Nu se vrea. Deși sunt foarte mulți care spun așa, ne ducem și dăm banii degeaba acolo. Pentru că profesorul care vine face în același limbaj, acela de la clasă. Nu în stilul care fac eu aici. Păi, nu se vrea. Și am avut o speranță că venind președintele Ioanis, el fiind profesor, va face acest lucru. Pentru că nu te doare gura să spui că există profesor. Și știe de mine. Și el și toți foarte mulți. Și primul ministru știe și așa mai departe. Nu fac pentru că n-am interes. Mă întorc. Mi-am amintit de asta și am făcut o pauză. Cazul 2. Pentru instalațiunea, acum unde are? Cu minus 1 și 3 pe 2. De la minus 1 deschis, că am închis, adică de la luat de minus 1, minus 1 la 3 pe 2, e una, ecuația de bine. Tot, minus 2, plus 3, e cu minus. E tot negativă, deci e tot minus 2x plus 3. Plus x plus 1. A doua e pozitivă, da? Plus x plus 1, nu? Așa e zis. Da. Plus x plus 1 egal cu 2. La minus x egal cu 2 minus 4, adică minus x egal cu 2 minus 4. 4. Deci x egal cu minus 2, da? Nu. Nu, nu am să zici bine? Nu. Minus x egal cu minus 2, nu? Și minus x minus 2? Deci minus 2x, minus x egal cu 2. Minus x egal cu minus 2. Minus 2. Deci x egal cu 2. 2. 2. Ești bucuroasă? Nu. Nu. De când te bucuri foarte tare? Când mergi și verificăm, dar nu e. Dacă este în zonă. Nu e. Deci x egal cu 2 oare aparține? Nu aparține. Nu aparține de la minus 1 până la 3 pe 2. Deci suntem triști. X nu este soluție, da? Da. Nici aceasta, nici minus 2. X egal cu minus 2. Nu este soluție.
Și în sfârșit merg acasă în trei. Am trebuit să aparține în trei, să aparține la plus infinit. Pentru că de la 3 pe 2 e scris la plus infinit. Ecuația de bine. Ecuația de bine. 2x minus 3. 2x minus 3, nu-i așa, da? Da. Plus x plus 1. Plus x plus 1. Era cu 3. Echivalent, da, din continuă. Echivalent cu 3x este egal cu 4. Corect. X egal cu 4 pe 3 și o să fericit. 4 pe 3 oare este da. 3 pe 3 acolo? Să muncim un pic. Deci întreb, 4 pe 3 oare aparține, se întrebare. Păi să facem 4 împărțit la 3. De la 3 pe 3 acolo? 4 împărțit la 3 facem 1 și ceva. Dar vedem de la 3. Așa e ceva, zice mare. Așa e ceva, zice mare. Deci luăm fracții de 4 pe 3 și vecina 3 pe 2. Adică. Și avem 8 pe 6 cu... Și aici amplificăm cu 2, cu 2 și 3 pe 2. E partea spune 8 pe 6 cu vecina 9 pe 6. Care e mai mare? 9 pe 6. Deci, asta e mai mare, așa. Adică 9 pe 6 fusese de 3 pe 2. Da. Adică 4 pe 3, 4 pe 3 e mai mic, da? 4 pe 3 e mai mic decât 3 pe 2. Deci, iar nu suntem fericiți. Iar nu suntem fericiți, pentru că rămâne afară, da? Dacă el era invers, era în interior și în loc și mai soluție. Din păcate, n-are soluție, X aparține mulțime infinite. Deci X egal cu, cu 4 pe 3 nu este soluție. Și cum pe X l-am plimbat, l-am plimbat de la minus infinit la plus infinit, l-am cercetat de un cap la altul. No. Finalul este că ecuația asta care am dat-o rezultă X aparține mulțimii infinite. Asta e soluția. Nici o soluție nu are. Este ca în un exercițiu și cu modulele mulțiți. Cum se face? Da, 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 am făcut de modul date. Cu modul? Modul din modul, din modul, din modul, da? Aia 2. 2 sau 3 putem face. Mă întorc aici la registrul nostru. Vreau să... să... cum trebuie. Deci, când avem o ecuație cu mai mulți moduli, adunați că pot să fie și 3 și 4 moduli. Facem tabelul acesta în care ne facem pentru fiecare parte semnul. Pentru că suntem interesați noi de semn. Că știm mai scurtare pe unde e pozitiv, rămâne așa, pe unde e negativ, este mă dăm semnul. Și acest lucru îl facem pentru toți modurile, dacă sunt mai mult, pentru fiecare parte. Vedem? Ați văzut numai cum am făcut așa. Au fost numai două numere. Dacă sunt trei, le fac așa și văd. Se rupe intervalul la minus infinit, la plus infinit, în cazuri. Pe sub interval. Și analizăm. Cazul întâi. De aici până aici. Primul modul. Citim. Prin minus, ca să schimbă semnul. Al doilea. Tot negativ, schimbă semnul. Facem așa, asta vă spun. Și ajunge și acolo. Și la ce și mi-ai propus. Dar este interesant că acum începe să-ți placă. Da. Aseară erai supărată cu mine. Nu, nu era supărată. Nu înțelegi. Nu înțelegi care-i rostul. Deci tabelul acela te-a spus la spaghetii de exercitare motorului. De aia nu devii tu. Deci, se sezând de aseară că tu nu erai loc încântat de ce făceam eu. Am revenit. Pentru că starea ta de spirit e starea multora. Nu înțelegeți? De casa 8-a. Atunci eu, dacă am găsit acum de putință, să vă arăt chestia asta, știu foarte bine pentru ce și cât de bine va fi mâine. Deci veți fi încântați de toată povestea asta. Hai să zicem așa. 2 moduri din minus x plus 5 plus 3 moduri din 4x
modul din minus 5x plus 4 egal cu, aici poți să dai și numări negative, că nu mai sunt moduli adunați, ca să se examine. Dacă ai fost plus și plus aici, și de un număr negativ, spuneți, nu, stop, îți scoate. Acum, da, egal cu minus 2. Are sens problema. Insist. Dacă ar fi fost numai adunat și aici tot plus. Aici este un lucru pozitiv, dar poate suma aia... Aici a fost plus, da? La 7. Dar de data asta am și minusul ăsta. Am ăștia doi moduli adunați. Care dă tot timpul număr pozitiv, dar minusul ăsta, 7 ori, face posibil să dea și minus 2. Da. În concluzie, ne-am pierdut. Tabelul. Ce fericit o să fiți voi când știți foarte bine chestia asta, da? Semnul. O să vă mai spun într-un alt oare ce a plecat în trecut. Efectiv, cred că o să faceți seama asta funcție. La algebră. Da. Și noi am discutat de anul trecut ceva cu mulțimea funcției. Deci, x de la minus infinit la plus infinit. Avem minus x plus 5. Da, depunem de acum. Minus x plus 5. Expresie, da? Că vreau să fac un semn. Apoi. 4x minus 3. Și minus 5x plus 4. Și minus 5x plus 4. Și acum începem. Minus x plus 5 egal cu 0. Așa. Atunci minus x egal cu minus 5. X egal cu 5. Da? Minus x egal cu minus 5. X egal cu 5. Eu de x egal cu 5. Vă punem să cândva pe axă. Ai tu pe 5 cândva pe axă. Așa. Ca să se facă toată neamă cu 0 de aici undeva 5 în dreapta. Da? Și în dreptul stău. Și punem 0. E 0 expresie. 5 o spunem 0. Așa. Și timpul. Alo. Bună ziua.
din Spania. M-a sunat că e o asociație care luptă împotriva șablonizării. Și așa, pentru transpaneță, adică părinții se știe exact ce se întâmplă cu copilul la casă. Observat. Exact ce facem noi, da? Că părintele lasă copilul cu mâna celui care se zice că e profesor și își bate joc de copil. De copil. Asta e traumă. Și atunci, transparența este al mamei. De la minus infinit la 0, fi minus. Deci, de la minus infinit la 5. La minus infinit când la 5. Când vei prin și aici, de la minus infinit la 5, asta cum este tot timpul? Minus. 0. Hai să luăm un x de aici. Minus, stați. Minus, dacă avem minus 4 da. Plus 5, de la x la 0 e minus. De la 0 la 5 pozitivă, uneori. Dacă avem minus 4, minus 1. Deci x-ul e dat, da? Cu ocazia lui 5, intervalul, ești luptând două. De la minus infinit până la 5, la 5 plus infinit, pentru asta. Minus 3, nu-i de la x la 0? Păi de la x la 0, nu știu cum se zice asta. De la minus infinit la 0. De la minus infinit la 0. Păi mă rog, 0 l-am pus așa ca număr. Ca să știu că îl pun pe 5. Îl pun în dreapta sau în stânga. De 0 n-a apărut el ca o nevoie pentru expresiile noastre. Ca să fie și pozitiv și negativ. Păi nu, x-ul este la minus infinit până la 5, da? Da. Hai să dă tu orice x la minus infinit la 5 în zona asta. Minus 9. Și vine cât minus, 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 plus. Aaa. Atenție. Mm-hmm. Plus. Și cu 5 plus face. Da. Deci cum se spune? Deci sunt pozitive. Deci toată zona asta, pentru toți x de aici, orice x dați voi, dă-și toată de aici. Dar nu se iei la 5. Nu am înțeles, puteți să mă repetați o dată de ce minus x plus. Păi da, la minus 9. Vă secunde. Minus 9 e zis, nu? Da, număr. La minus infinit la 5. Și la dat mi-a dat pe minus 9. Și acum în loc de x pune minus 9, da? Și vine minus. Minus 9. Aaaa. Minus, că minus se rămâne. Da. Minus, minus 9 face plus 9. Și cu 5 face pozitiv. Da. Dă-l tu altul de zona asta. Minus 17 pe 11. Ei, nu. Păi, da, e bun. Minus 17 pe 11 face cu 5. Dar minus cu minus de aici face plus. Da. 17 pe 11. Și cu 5? Da. Tot pozitiv. Deci orice x aș da eu, de la minus infinit la 5, bun a fost și al tău. Minus radical din 3. Putea să dai. Și atunci minus cu minus face plus radical din 3. Deci tot timpul aici ești pozitiv, tot timpul orice x aș da eu din toată zona asta. Iar dacă mă duc cu și dincolo de 5, să mă duc cu dincolo de 5. De unde e ce radical din 5. Șapte, ușor. Nu, și radical din 5, dar radical din 5 nu-i dincolo. Radical din 5, radical din 5 e 2 și ceva. Radical din 5 e 2 și ceva. Radical din 4 e 2. Și tu când ai zis să dai un număr dincolo de 5, dacă vrei cu radical, vrei zici radical din 27. Că ai 5 și ceva. Da? Da. Și atunci, vine minus radical din 27, care e minus în față. Și cu 5, face minus 5 și ceva, a? Și cu 5 face negativ. Dar cel mai bine, să luăm un număr care e natural și merge foarte repede. 7. Minus 7 și cu 5? Minus 2. Minus 2, deci negativ. Deci e negativ tot timpul. Deci nu e o rețetă ca tot timpul să spui la stânga mea, nu știu de-am dat plus. Așa am să vă spun. E funcție de expresie, de ce? Noi înlocuim și ne dăm seama. După locuire, ce vreau de înlocuire. Mai departe. 4x minus 3 are. 4x minus 3. 4x minus 3 egal cu 8 minus 2. 0. Cu 0. 0. 2 minus 2 la sfârșit. 0. Da? Că nu grea. Așa. Rezultă de ce că 4 x egal cu 3. 10 x egal cu 3 cu 4. Oricum
puncte, 3 pe 4, dar un să-l pun. Undeva aproape de 0. Așa. Cum la mea mărșa de 0, care e pe iar. Acum când mă întrebam, problema mea era în raport cu 5. Dacă îl pun dincolo de 5 sau în stânga de 5? În stânga de 5. În stânga de 5. Deci 3 pe 4. Și în dreptul său expresia asta, 4 x 3 este 0. Și acum, pentru expresie, zona se luptă de la minus prin la 3 pe 4, uite. Da, de la, și de la 3 pe 4 la 5. Mai târziu. Dar pentru ea, este minus infinit. A, da. Minus infinit. 3 pe 4. 3 pe 4. 3 pe 4, da. Aici. Și de la 3 pe 4 la plus infinit. Și acum, luăm un x de la minus infinit la 3 pe 4. Cel mai ușor este 0. Da. Este din zona asta. Da, da. Minus 3. Și face minus 3. Deci am 4 intervale.
E vorba de interval. Un prim interval este static. De la minus infinit la 3 pe 4, după aia de la 3 pe 4 la 4 pe 5, și după aia de la 4 pe 5 la 5, și de la 5 la plus infinit. Da, acestea sunt cele, cum spuneam, 4 intervale. Și începe discuția. Bun, da, x se află între minus infinit și 3 pe 4. Deci, cazul este. Când x este egal cu exact, x aparține la între minus infinit și 3 pe 4. Ecuația de minim. 2 pe lângă minus 5 plus 5. Adi, să mă ajut că eu am pierdut firul. Unde ne uităm acum? Ne uităm la ecuația de sus. Asta. Asta e ecuația. Acum ne uităm la ea. Așa se devine. 2 minus x plus 2, 2 ori. 2 ori. Am ajuns la prim modul. E pozitiv sau negativ? Păi eu pozitiv. Îl vedem. E pozitiv. Să scriu și da. Și dacă pozitiv, lăsăm așa. 2 pe lume. Minus x plus 5. Minus x plus 5. O plus 3. Plus 3 pe lângă. 4 e negativ, schimbă semnul. 3 minus 4x. 3 minus 4x sau minus 4x plus 3 de asta. E aceeași lucru, da? Păi deci 3 minus 4x sunt de aproape bine. Așa, minus 7 pe lângă. Minus 7. Minus 5x plus 4. Adică rămâne așa. Rămâne așa. Deci minus 5x. Plus 4. Egal cu 2. Egal cu minus 2. Cu minus 2. Minus 2x. Minus 2x. Plus 5, 10. Da. Plus 9. Minus 12x. Plus 35. X. X, așa, și minus 7, 4, 28. Minus 2. Minus 2x cu minus 12x și minus 14x. Minus 14x plus 35x. Da. 21x. Deci cu pun încă o dată, da? Da, 21x. Da. 21x, da. 21x este egal cu... Egal cu... Egal cu 9. 10 și 9. 9 și 10. Da? Nu. Dar noi că vreau să apătiam. Deci 9 spre ce adică? Minus 28. Minus 28 face cât? Minus 9. Minus 9. Minus 9. Da? Dus dincolo plus 9. Minus 2? 9 minus 2. Cu 7. 7. Deci egal cu 7. Să mai vedem oare, sunt greșit. Deci, 10 și cu 9? 19. 19. Minus 28? Minus 9. Minus 9. Minus 9 plus dincolo e plus 9. Da. Minus 2 este 7. Deci, x egal cu? 7 pe 21. Ce chei, mamă? 7 pe 21 egal cu 1 pe 3. Da? 7 pe 21 egal cu 1 pe 3. Și acesta trebuie să te bucurăși. Nu uităm la interval. Nu! Nu suntem. Uite, le-am spus așa. Mișilor, vă aștept în zona asta. Facem 3 cu 4 și 1 pe 3. Deci 1 pe 3 e mai mic decât 3 pe 4. Întrebarea este. Deci întrebarea este dacă 1 pe 3 e mai mic decât 3 pe 4, ca să fie în zona. Adică 4 e mai mic decât 9. 4 mai mic decât 9, da. Da? Deci 4 e mai mic ca 9. E adevărat. Adică asta e bună. Deci x egal cu 1 pe 3, soluție. Da? E soluție. Acum, de la 3 pe 4,
4, cazul, 4, cazul 2. X aparține de la? Deci X aparține intervalului 3 pe 4. Da. Și 4 pe 5. Și 4 pe 5. Ecuația de bine. Ecuația de sus, da? Da, ecuația de bine. 2 pe lângă. Miruna, 2 pe lângă. 2 pe lângă, minus x plus 5. Păi așa, da, minus x plus 5. De ce a de rămas așa? Că e pozitiv. Deci aici, în zona asta, ea este pozitiv. Pozitiv. Da. Plus 3 pe lângă 4 x plus 3. Plus 3 pe lângă 4 x minus 3 rămâne așa. Minus 7 pe lângă minus 5 x plus 4. 7 pe lângă minus 5 x plus 4, că rămâne și la așa, da? Egal cu minus 2. Egal cu minus 2. Adi. Egal cu minus 2x plus 10 plus, ca să vedem, 12x minus 9 minus... Fii atent. Stai, că e minus, e plus. Așa. Plus 35x. Da. Așa. 35x. 35x minus 742. Minus 20. Egal cu minus 2. Așa, 2. Și la cent? 45x. Că e... Deci ai zis 35. Că e minus 2x plus 12x, adică 10x plus 35x. 45. Da? Vine 45. Mai am un număr. Termin liber. Adi. E 10 minus 9. Stai așa. E 25 egal cu 25. De ce? Deci 10 minus 1, 10 minus 1 face 1, da? Minus 28, adi. Face minus 27, 27 minus 2, 25. Egal cu 25, da. Eu mai vedeți Miruna o dată, de ce vă se da și ție așa? Minus 7, 4, minus 5, minus 32. Așa, bine. X egal de aici cu 25, pe 24, pe 25, pe 45. Pe 45. Da. Implicăm prin 5. Da, x egal cu 5, supra 9. Nu. No. Suntem bucuroși? Nu, no, e intervalul. Unde din intervalul? Nu, aducem la aceeași numitare. Aducem la aceeași numitare. Trebuie să cercetăm. Ca să fii bun, trebuie să fii între astea două. Da. Deci adică 3 pe 4. Oare 3 pe 4 e mai mic decât 5 pe 9? Și mai mic decât 4 pe 5. 4 pe 5. Dar atunci la același numitor. Corect. Dacă are lui. Cred că produsul tuturor. Da, așa zice. Da, 45 ori. 45. Da, nu te mai interesează că acum. Amplificăm aici adică cu 9 ori 5. A, da, corect. 9 ori 5. După aia 5 ori 4. Și vezi 3 ori 45. Dacă e mai mic emoții... 3 ori 45, dacă e mai mic decât 5 ori 20. Corect. Și mai mic decât 9 ori 4, 36. 4 ori 36. 4 ori 36. Le mulțim. Sigur, n-am mulțumit. 4 ori 45 ori 3, 5 ori 3, 15 ori 9, 3. 14 cu 13. 135, dacă e mai mic decât... Da. Decât 100. 100. Deci, schimbăm tot semnul. Deci ai crezut unul. Nu mă aparține. Nu mă aparține. 5 pe 9 nu e în zonă. Deci nu e soluție. 5 pe 9 nu aparține intervalului 3 pe 4, 4 pe 5. 3 pe 4. 4 pe 5. Atunci, punem pe x egal cu 5 pe 9, nu este soluție, da? Da, fac. Deci, 5 pe 9 nu este soluție. Da, în caz 3. Am să aici numai, ca să pot
Sub practicată, să se apare pe unul din... Casă 3. Cazul? Casă 3. Când X, dacă aparține intervalului, 4 pe 5 și 5. Atunci ecuația devine... Ecuația devine... Pe lângă plus x minus 5. Când e... Da? De la 5 nu ne suntem, de la 4 pe 5 la 5. Rămâne semnul. Plus. Rămâne așa. Da. 2 pe lângă minus x plus 5. Da. Așa. Plus 3 pe lângă. Plus 3 pe lângă tot 4x minus 3. Așa. E pozitiv. 3 pe lângă 4x minus 3. Minus 7 adi pe lângă. Așa, minus 7 pe lângă. Rămâne la fel. Minus 5x plus 4 e pozitiv. Unde lucrăm? La 4 pe 5. Da, 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 da. Și te duci jos la ea. Și să schimbă semnul. Și plus 5. Să schimbă semnul și plus 5x minus 4. 5x minus 4. Așa, egal cu minus 2. Rezultă minus 2x plus 10 plus 12x minus 9 minus 35x plus 28 egal cu minus 2. Da, e minus 25x. Hai să vorbim și noi. 10x cu minus 35x minus 25x minus 25x este egal cu 31 poate cealaltă. Da? Că este 10 și cu minus 9 face 1 și cu 28, 29 minus 29 și cu 2, minus 2, minus 31. De unde x va fi egal cu? X egal cu 31 și 28. E, suntem bucuroși? Să vedem? În ce zonă am mutat? În 4, da. Deci trebuie să ne interesăm dacă acest număr e pasat în zona ce? Dacă 4 pe 5, mai mic decât 31 pe 25, dacă mai mic decât 5. Păi numitorul comun e 25, adică pe prima verificăm 20. Nu, mai... cu 5. Păi da, cu 5, eu am zis direct. Așa, deci 20, mai mic decât 31 și da, apar și mai mic. Și mai mic? Mai mic. Hai să amplificăm cu 25. 125. 125. Și apoi ține, domnul profesor. E corect. Deci x egal cu 31 pe 25, soluție, da? Și asta este soluție. În sfârșit, ne ducem acum pe cazul K4, din una să se vorbești tu. 2x aparține. X aparține lui 5 până la plus infinit. Da. Și ecuația devine. Și ecuația devine 2 pe lângă x minus 5. 2 pe lângă x minus 5. De la 5 acolo e negativă și e pentru bine. Adică pe lângă 5 minus x. Sau x minus 5 este da. Așa, da? Da, deci schimbăm semn. Schimbăm semn și minus x devine plus x minus 5, da? Da. 3 pe lângă x minus 5. Plus 3 pe lângă 4x minus 3. 3 pe lângă 4x minus 3. Minus 7 pe lângă 5x minus 4. 7 pe lângă 5x. Minus 4. A, minus 2. Minus 2. Echivalent cu? 2x minus 10 plus 12x minus 9. 2x minus 10 plus 12x minus 9. Minus 9. Minus 35x plus 7 plus 28. Minus 10. Minus 28. Da, minus. Am plus 12x minus 9. Da. Minus 35x. 35x. Da. Minus 28. X plus 28. Minus 2.
să avem pi 35 minus 14x, 21x. 21? Da, 21x. Ai vorbește tu să nu... 321. Desvăluie. 25 cu 2. 2x cu 12. 14. 14. Da, eu am greșit. Minus 35 face minus 21x. Da, eu am greșit. Minus 21x. Minus 21x egal cu? Minus 2 plus 9 plus minus 28. Deci minus 2 plus 9 plus minus 2. Deci minus 19 avem o dată. Și cu 28. Da. Minus 19 cu... Minus 19 cu minus 28. 9. 90. Minus 18, da, de bine? Da, da. Minus 19, da. Bine. X egal cu 11 pe 23. Minus 11. 11 pe? 11 pe minus 11 pe 21. Pe minus 21. Minus, am zis minus 11 pe 21. Pe minus 21. Minus 21. Minus 21x egal cu minus 11. Adică x egal cu 11 pe 21. Așa. Deci minus 21 a fost calculul făcut cu minus 11. Da. Minus 21x egal cu minus 11. Deci x egal cu 11 pe 21. Nu, suntem cât asta trebuie să vedem dacă aparțin de un cazul pe care lucrăm acum. Deci ne întrebăm dacă 11 pe 21. Ne întrebăm dacă 11 pe 21 aparține, semn de întrebare, de la 5 la plus. Adică trebuie să zicem că 5 e mai mic decât 11 pe 21. Păi de asta 5 nu aparține pe 21, dar nu îl fac. Deci e sub unitate. Da, da. Și 19 trebuie de la 5. De la 5 acolo, deci nu aparține. Adică e negativ tot. Deci nu aparține. Soluție. Nu aparține, deci rezultă că x e egal cu 11 pe 21. Nu este... Acum să zicem că X aparține... Căutăm soluție care a fost. Și X aparține acum. X aparține... Drept ecuația de... Hai să vă strig. Rezultă X aparține. Aparține vreo 31 pe 25, adică 4 pe 5 și 5. Nu, ce valoare am găsit ca soluție, că am încadrat. A, X primul 31 pe 25. Așa a fost prima soluție? Eu n-am uitat și tu. Așa și da, 1 pe 3. 71. Și 1 pe 3. Deci mai două. Ne-am spus, au 4 cazuri, 2 au fost bune, 2 rele. În final, la ecuația asta, am răspuns, aceasta este soluția, există aparține, doar două valori sunt bune. 31 pe 25 și 1 pe 3. N-aveam altă soluție de găsesc. Mai facem una. Încep să-ți placă. Da. Mă bucur mult. Mă bucur mult pentru că am ajuns la pentru voi și ați înțeles rostul semnului. Altfel, oricât aș fi încercat eu aseară să vă presez, gata, voi spuneți, da. Nu trebuie. Dar că eu am învățat aseară. Am văzut, dar aș fi ține voia că altfel scena, munca de aseară era aruncată. Deci, tot ce am făcut în seara, nu l-ați înțeles și atunci era părăsită și uitat. Acum, cu plăcere. Vedeți să calcul algebrica, aici suntem la algebrica și toate chestii. Semnul, tabelul, discutăm, vedem, găsim un număr, comparăm, interval. Toată asta este o chestiune foarte instructivă și interesantă. Nu există un model de mai față de asta. Ne facem. Un exercițiu unicat, să vedeți dacă facem în cursa. Națiunile, tot așa. Așa. Da. Șterge bine, ca să o să citească. Liniște. Sunt trei moduri pentru x mai mic decât minus 6. E aproape ca asta? Sigur. Dă-mi exact. Ce se calcula? Calculați modul din x plus 5. Calculați modul din x plus 5. Plus modul din x minus 2. Modul din x minus 2. Plus modul din 2x plus 1. Modul din 2x plus 1. Pentru x mai mic decât minus 6. Se calcula, nu? Da. Pentru
X mai mic ca? Minus 6. Minus 6. Este foarte... Da, da, ca pe tehnologia la pus la punct. Da. Pentru fiecare modul facem semne. Crezi că de risipi. Adică facem tabelul ăla. Exact, exact. X de la minus X la plus infinit. Log pe X plus 5. Îl anulăm. Și cât este X plus 5 egal 0? X plus 5 egal 0, X egal cu 5. Modulul egal cu 0. Deci expresia aceea care este modul, e egală cu 0. Da. Da? Și am găsit X egal cu minus 5. Puneva de 0 ca poziția mână pe axă. Da. Minus 5 îl plasez pe aici, pe la minus 5. În dreptul să X 0, expresia asta. Da. Și luăm un X de la minus 5. Hai, la... să zicem... Cât? Minus 8. Minus 8. Minus 8 plus 5. Negativ 3. Negativ. Negativ. Și tot pozitiv. Minus 2 egal cu 0, x egal cu 2. X egal cu 2 e de 0, nu? Da, deci x egal cu 2. Mișcă, nu? Da. X egal cu 2 pe 0. Acum punem loc, zicem, minus... De la 0 la minus 2? De la 0, de la minus egal la 2. 1. Deci de la minus egal la 2 iar. Da. Totdeauna, da? 1. Că pentru... Insistă pe el aici. Pentru x minus 2, zona s-a împărțit de la minus egal la 2. Unde vedeți golul? Da. Și-o vedeți sus. Și golul din partea aia, da? Da. Și dați un X din cele care trebuie aveți cu voi pe zona asta, ca să vă reproșăm. 1. Bun, și 1. Dar nu ar fi 0. 0, da, 0, 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 dacă te dai echivalarea 1, 1 minus 2, tot ne-ai fi. Da. Deci nu te-am întâlnit. Da. Bine. Minus, minus. Să nu pus. 2x plus 1 egal cu 0, deci x egal cu 0. 2x egal cu minus 1, deci x egal cu minus 1 pe 2. Unde trec? La negativ. Așa, minus 1 pe 2, da? Da. Între minus 5 și 0, da? Da. Punem 0. În dreptul său este 0. Așa. Și o să avem aici... Luăm de la minus... Pentru ea, până la minus 1 pe 2. Minus 5 îl văd aici. Foarte repede. 2 ori minus 5. Minus 5 este plasat pentru da. Zona asta, da? De așa. Minus 10 plus 1, minus 9. Minus. Minus. Toate zici aici sunt plus. Și nouă cine spune pentru X mai mică, minus 6. Unde se află minus 6, Miruna? Minus 6 în partea singură. Aici, da? Da. Minus 6. Și ăștia sunt și. Da, și asta nu mă interesează. Deci asta doar nu mă interesează. Deci semnele toate se schimbă. Da, semnele se schimbă, dar asta e fantastic. Cât de repede rezolvă. Da? Deci pentru X, zicem, pentru... E tot avem ăsta. Fără aia. Băi, dar eu ce știu? Cum să zic? Păi, dar asta... Pentru X mai mic ca minus 6, expresia E, asta E, luată cu E. E de X, de Y, egală cu. Primul modul e negativ, schimbă semnul. Minus X, minus 5, plus. Al doilea modul. Plus 2 minus X. Plus 2 minus X, da. Plus 2 minus X. Plus 2 X, minus 2 X. Și minus 2 X. Da. Minus 1, nu? Plus fi minus 4 X. Egal cu minus 4 X. Minus 4. Minus 4. Minus 5 plus 2 minus 3 minus 3 minus 1 minus 4 și o să avem minus 4 pe lângă și ca cu minus 4 pe lângă x plus 1 de x plus 1 de lângă a spus minus 1 da. Minus 4 da. Te plătiști ultima în altfel de tot ce știați voi aveam de lucru foarte mult știu acum am făcut cu mulții tot așa cu primul nostru să arătăm prima elipsă era ca 0 o secundă se realize varianta mulțumesc! Aia care îmi făceam fără semne. Că eu, dacă mi-ați făcut exercițiul ăsta,
Și n-aș fi avut apelul de variația seamului, trebuia să găsesc o variantă. Dacă x e mai mic cât minus 6... Deci să zicem, știm... Poate fi minus 6... X e mai mic ca minus 6, da? Deci, peste tot, putea să fie minus 7, să luăm la toate. Minus 7 plus 5, 2 negativ. Minus 7, minus 2 negativ. Minus 14 plus 1 negativ. Și toate erau negative. Da. Mirona, ce spui tu acum este valabil, dar tu ai luat un X minus 7, te duci repede la un număr 3, da? Dar eu am atâta, X mai mic ca minus 6. Aici am nevoie de X plus 5. Adunăm 5 în ambii membri. Da? Și vine X plus 5 mai mic decât minus 6 plus 5 și face minus 1. Și am arătat că X plus 5 e mai negativă. Și atunci rezultă că modul din X plus 5 este egal, îi schimbăm semnul, că e, când e negativ, îi schimbăm semnul, da? Cu minus X, minus 5. Egal cu minus x, minus 5. Terminat. Pentru ce am? Am x minus 2. La modul de 4. Iarăși x mai mic ca minus 6. Minus 6, adunăm un 2. Un 2. Nu, scădem un 2. Da. Scădem un 2 ca x minus 2 așa. Da, și x minus 2 mai mic decât... Minus 8. Deci e negativ. Da. Modul și atunci, modul din minus 2 egal cu minus x plus 2. Egal cu minus x plus 2. Al treilea modul. Am 2x plus 1, nu? Da. Deconstruit. Plec. La x mai mic ca minus 6. Lucru pe care știu. Te mulțumesc cu 2. Am bine. Deci avem 2x. Deci rezultă că 2x mai mic ca minus 12. Plus 1. Adică 1 în ambii membri. Deci 2x plus 1 mai mic ca minus 1. 2x plus 1 mai mic ca minus 12. Tot negativ. Da. Rezultă că modul 2x plus 1 egal cu minus 2x minus 1. Și acum expresie e de x. X a fost prezent așa. Exact asta. Deci, eu v-am arătat că pe cuvântul ăsta încerc și sunt strict creativ aici. Da, adică trebuie să construiesc expresia. Pe când de la x mai mic ca minus 6, construiesc. De cu așa mă interesează. Și când spune mai mic ca minus 6, îl pasez pe minus 6, șterg zona asta cum mă interesează. Și e mai mic, asta e zona trebuie la minus 6. Și dau răspunsul. Deci, vreau să vă convinc că am o șansă foarte mare pe tabelul de care se seamănă decât aș fi avut-o cu construcția. Altfel, dacă vă amintiți acum vreo câteva zile, m-am făcut numai așa eu. Da. Cu construcția, pe cam la X-ul același. Și vă uitați voi. Foarte mai ușor. Mult mai ușor, știți? Limpede. E o glindă. Merge foarte repede. Vedem unul de acolo ca să-i convinc. Da, 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 dar nu mai dificil, așa. De-aia concursie pentru să aparține fiind un interval. Așa, așa. Să știți. Da. Îi convingem acum. Un interval este durere. Modul din X plus 1
minus 1 minus modul din x minus 2 pentru x să aparține cu 1 mai mic sau egal ca x mai mic sau egal ca 2. Deci x între 1 și 2. Da. Și ne aflăm multă treaba asta. Facem la fel. Sigur că da. Asta de oameni. Facem un tabelaj frumos. Asta face. Luna, ești fericită pentru că ai înțeles bine chestia asta și acum mi-a curios de atenție. Dar de fapt nu se uita la tine. Se uita așa într-o expună de toată suma. Dacă mi-ai ieșit mult, mă excludez cu treaba asta. Nu mă interesează ce spui. Am simțit atitudinea ei și de ce am venit la lecții. Pentru că lecția aceea a fost o lecție pierdută pentru. Și foarte mulți distractori. Ea este valabilă pentru liceeni toți ce fac acum. Deci, din la voi începând, până la clasa 12, este lecție superbă. Foarte clar, așa trebuie lucrat la modul. Așa, da. Atunci scriem x plus 1 x minus 1 și x minus 2. Egal cu minus 1. Și poziționăm minus 1 după... Uite, așa am pus pe 0 de la cam orgasă. Da. Minus 1. Și hai să intrăm cu solistii 0. Da. Îl luăm pe, zicem, 0. 0 plus 1 e pozitiv. Deci în dreapta e pozitiv, pe urmă. Da. Că 0 e în dreapta. Dar lucrăm înainte din minus 1. Minus 2 acolo. Bun, minus 2. Minus 2 plus 1 e negativ, minus. Negativ. Și pe 1 e plus. 1 e și aici. Să știu că spate ăsta și era în toată rea. Da. X minus 1 egal cu 0, x egal cu 1. 1 nu e în bun, hai. După minus 1, după 0. După 0, da. 1, îndreptul său este 0. Așa. Și o să avem... Stop, adică în continuu. În eternat. Hai să nu suntem niște. Acum dăm valor. Între cât? Dă o valoare de la minus infinit la 1, pentru asta. Minus 3. Bine, minus 3, dar o vedeai pe 0. Ai 4. Da, da. 0 minus 1